Am încercat să rămânem în povestea asta cu finisajele, materialele de construcții și să gândim doar ce poate completa gama. Întotdeauna spuneam, mă, oameni buni, casa trebuie să fie exact și cocunul ăla, locul ăla în care te duci și este al tău și care te încarcă și în care te relaxezi și în care zici, wow, e atât de bine acasă. Și asta nu se va întâmpla dacă tu locuiești într-un spațiu care nu are semnătura ta. Să știi, da, că de cele mai multe ori, dacă te duci spre o gresie porțelanată de calitate, ne sare mult la buget pe noi. Azi o avem pe Mariana Constantinescu Brădescu. Da. Coleg, da, am zis bine tot numele. Este în conducerea și a fondat compania Piatra Online, unde cei mai mari furnizori de piatră naturală, marmură, travertin și lista continuă. Da, da, în zona, da, asta. Da, spunem piatră naturală deja. I-am cam făcut pe toți, deja, să înțeleagă. Exact, e destul de simplu. Pe Mariana o avem aici pentru că sunt foarte prezenți cu o notă inovativă în domeniul nostru imobiliare în construcții. Și am invitat-o la podcastul nostru, unde deja știți, în fiecare nouă postare venim cu date importante, factuale și foarte bine informate despre piața imobiliară, domeniile conexe, proiecte rezidențiale și vânzarea acestora. Și pentru că în proiecte rezidențiale și nu numai apare și piatră naturală, iată pe Mariana alături de noi. Mariana, binevenit! Mulțumesc frumos de invitație. Cu siguranță, după o vară foarte relaxată, începem în forță. E primul pe toată perioada verii, așa că să sperăm că scăpăm cu bine până la final. Da, avem doar 3 zile de la început școala și deja Bucureștiul simte acest lucru. Noi simțim deja acest lucru. Așa că ne bucurăm că ai venit, iată, până la noi în centru. Deși voi aveți showroom în nord. Da. Da. Am fost la showroom-ul vostru, este foarte frumos. Mulțumim mult! Da. Cum a început Piatra Online? E o poveste mai complicată. Cumva eram într-un domeniu conex, eram în materiale de construcții, am început să lucrez de foarte, foarte mică, tânără. Părinții mei au avut întotdeauna un concept foarte clar, trebuie să începem să lucrăm de foarte devreme, să ne pregătim pentru ce ne așteaptă ulterior. Și atunci am lucrat cu ei foarte mulți ani. Nu era ceea ce îmi doream. Cumva când am început să lucrez, eram foarte pregătită să intru într-un sector de organizate evenimente. Aveam, pe vremea aia nu eram atât de digitalizat, deci aveam o cutie în care mi-adunasem din reviste toate materialele, potențiali furnizori, tot ce-mi trebuia ca să pot să mă lansez în sectorul ăsta. Când s-a pus problema totuși că trebuie să încep să lucrez și să învăț, să înțeleg ce va urma în viață, am început să lucrez cu ai mei, într-un domeniu care era fad, materiale de construcții. N-aveam ce să caut în povestea aia categoric atunci. Dar nu prea te potrivești, recunosc. Te potrivești. Cu siguranță nu era o zonă de fericire, eram destul de supărată și frustrată pe poveste, dar totuși am mers înainte și cumva am descoperit că poți să transformi orice domeniu dacă într-adevăr îl înțelegi. Am luat-o de la zero, mi s-a spus ok, ai așteptări de la viața, ai nevoi financiare, uite business-ul, vezi ce poți să faci în el, care e bucățica ta. Am început să mi-am găsit un prieten care m-a ajutat să macheteze un pliant. Acum vreo 15 ani, 16 ani în urmă, era o chestie mare să te apuci să faci tu pliante în domeniul nostru, repet, în construcții. Am început să mă împar pliante prin pipera, că bubuia atunci și era câmp și începeau să apară caciupercile, case pe acolo, mă duceam, împărțeam pliante, începeau să mă sune oamenii să mă caute, să fac vânzări. Deci cumva m-am jucat în mai multe sectoare, am înțeles cam cum funcționează și care e punctul A, care e punctul B și cum ajungi acolo. Între timp am făcut așa o mică trecere către piatră naturală, că începea și în România să se audă. Piatră, piatră de munte, granit, cam atâta se mai știa pe vremea aia. Nu era încă ceva atât de... Știam de borduri atunci toți. Borduri știm și acum. Știm și acum de ele, dar uite, atunci au fost anii de glorie. Atunci a fost cea mai mare găselniță posibilă, trecerea de la bordurile de beton la bordurile de granit, care aduceau un caser mult mai mari beneficiarilor de proiect. Și am început să cochetăm un pic cu piatra naturală din Bulgaria, că normal era cea mai apropiată zonă cu care ne intersectam toți, că
mai plecai o vacanță în Bulgaria, în Grecia, vedeai, ți se deschidea mintea. E, așa ne-am și întâlnit, de fapt, eu și Sergiu. Sergiu nu știe să-ți răspunde de ce și-a deschis o firmă de piatră în acel an, dar își deschisese o firmă de piatră. Și, asta pentru că te-ai cunoscut pe tine. Da, practic la aproape un an distanță de când el a intrat în sectorul ăsta, ne-am cunoscut. Deci eu deja era în domeniu. Da, și eu cochetam cu piatra în compania lor mei și Sergiu începuse să colaboreze cu o carieră de prin Dobrogea. Așa, complet random. Nu a fost ceva ce și-a dorit sau că s-a întâmplat sau că a preluat de undeva pe idee. Nu știe nici astăzi de ce a ajuns să facă asta. A zis că s-a întâlnit, i-a plăcut ce făcea și a zis, ok, fac și eu lucrul ăsta cu tine, iau piatră de la tine și vând. Și uite, așa ne-am cunoscut noi. Piatra online ca și concept este conceptul lui, pentru că el atunci a spus, fac site și vindem online. Și am zis, în 2009-2008, nu. Piatră. Nu vinzi online. Piatră, nu vinzi nimic online. Nu că o să vând online, că funcționează. Normal că n-am făcut vânzări atunci online. Era un hucu să aduci oamenii. Mai mult de atât nu puteai să faci. Că și astăzi încă sectorul nostru vinde greu în zona asta de digital. Atunci, nu. Dar îți suna telefonul, ceea ce era foarte bine. Și așa ne-am picopsit practic cu denumirea care ne-a rămas și astăzi, că atunci la mintea noastră, ce facem? Păi vindem online. Păi e piatra online atunci. Cum cred că era eu o apariție pe șantiere sau pune merge, toată lumea se aștea la salopetă și venea Mariana. Sunt în rochie și în tocuri de când mă știu. Da. Am avut și niște ani, anii aia de 19, 20, 21 de ani, când eram și cu mult roz. Erau ani în care a fost blonda de la drept. Și normal că rozul era la putere și apăream eu în tocuri pe șantier și ziceam, bună ziua, am și eu să las un pliant. Bă, pe cine găsesc aici? Era horror. Nu au fost ani foarte interesanți din punctul ăsta de vedere. Poți să imaginezi. Da, te întăresc și te fac cu siguranță să vrei să demonstrezi ceva. Era foarte complicat. Sunam la marii jucători din piață și ceream întâlniri. Și ajungeam la întâlnire și zicea, păi unde e? Cu cine mă văd? Păi eu sunt. Păi nu, unde este șeful tău, cineva? Păi nu, eu sunt. Vai, și trebuia să te așezi la masă și să demonstrezi că poți ceva. Ceea ce asta e partea bună, să înveți să demonstrezi și să nu te frustrezi. Dar a fost complicat, cu siguranță. Da, fain. Și v-ați cunoscut și ați mers mai departe, piatra online. Da, da. Felicitări. Dar să zicem un pic mai în spate, pentru că mi-a plăcut povestea cu Pinky, cu Rozu. Spune-mi despre tine puțin. De unde ești? De unde vii? Cum te striga? Ce te mână în luptă? Dacă ne ducem așa foarte departe, eu de origine sunt din Moldova. Moldova Republica sau Moldova? Republica Moldova. Dintr-o familie de români. După care ne-am mutat aici, eu fiind foarte mică, dar am rădăcini și acolo, mai am o bunică încă acolo. Deci n-ai prins accentul, că n-ai avut cum să circulezi. Da, da, și plus că eu mă adaptez foarte mult, eu mă duc în Italia la expoziție, o să vorbesc brusc italiana de nord și tot așa, și place să mă duc pe zona asta, dar cumva viața mea este aici, cât am stat acolo fiind familie de români, oricum pentru mine viața reprezenta limba română, istoria României, totul avea legătură cumva cu zona asta. Suntem o familie care a avut niște valori foarte, foarte stricte și riguroase, de asta îți spuneam mai devreme că eu am avut atribuții de foarte mică în casă, aveam câțiva ani, dar știam că am făcut chestii în casă, ordine în anumite camere, erau atribuțiile mele, pentru că așa am crescut într-un sistem mai militar, dacă pot să-i spui așa, sau astăzi este văzut așa, atunci era o normalitate. Toți și erau militari sau s-a întâmplat? Tatăl meu, da, este la pensie în momentul ăsta, dar da, în sectorul ăsta a lucrat. Taică-miu este născut în Siberia, dintr-o familie de bunici deportați și
la câțiva ani au revenit în țară. Deci cumva e un amestec așa foarte mare, iar povestea asta că ești familie de români a avut repercursiuni permanent. Anul trecut taică-mi a scos și o carte despre toată povestea asta cu deportările și experiența lui, ce ține în minte din... din toată experiența și a adunat informații de la bunici, străbunici, cât să ne facem un tablou complet, pentru că știam, am trăit întotdeauna cu povestea, dar foarte scurtă, pentru că abia cum mi-am dat seama că bunicii niciodată n-au pus povara pe noi, știi, și au lăsat cumva povestea doar ok, noi am fost deportați, am îndurat multe, nu contează ce, cum, când, am revenit în țară, e ok, am luat-o de la zero și e ok. Și cumva incursiunea asta în trecut te face să-ți dai seama că n-a fost chiar atât de ușor și că s-au întâmplat foarte multe și e foarte complicată povestea și cât de norocoși suntem noi, de fapt, ca și generație, că nu s-a luat nimeni de noi, nu ne stresează nimeni cu nimic și îți poți face viața așa cum vrei tu. Și cumva toată povestea cu siguranță are o amprentă pusă pe mine și pe valorile mele, pentru că eu sunt aia cu dreptatea. Eu sunt aia care mă duc și parchez la 3 km distanță doar să parchez regulamentar, să nu cumva să încalc ceva. Eu sunt cea care... Cineva ca mine. Vezi? Uite, mai sunt oameni, asta trebuie să spun lui Sergiu, exact. Care are o problemă cu mine. Tatăl meu e tot militar, deci tot de acolo plec. Suntem cumva o generație care am primit și acasă toată povestea asta cu valorile astea de corectitudine, de dreptate și le-am adus foarte mult și în povestea Piatra Online. Jumătate din valorile Piatra Online sunt ale mele. Sau na, hai să zicem un 35-40%, un 35-40% sunt ale lui Sergiu și restul sunt un mix între noi doi și am ținut foarte mult să se întâmple așa, pentru că Piatra Online sau un business în antreprenoriat este despre antreprenorii din spate și e important să-ți respecti ție valorile și să te duci pe drumul pe care tu consideri că ești ok și dormi noaptea liniștit pe pernă. Dacă vroiam să mă duc după valorile altuia, mă duceam, mă angajam într-o corporație, eram bine, aveam un program eventual mai fix și stăteam liniștit acasă. Când pornești pe drumul ăsta independent și de antreprenoriat, cred că e cumva și o misiune personală să duci mai departe niște lucruri către echipa ta, către clienții tăi, către partenerii tăi. Și atunci mi-am luat valorile mele de acasă și am zis, bun, ele mă reprezintă, înseamnă că mă reprezintă și în ceea ce fac eu astăzi. De multe ori drumul ăsta e mai complicat. It's not the easy way. Da. Asta zic foarte des, că odată ce ai găsit locul care se suprapune complet cu valorile tale, fie că este să începi o companie, fie că este să lucrezi într-o companie, fie că este să lucrezi într-un proiect sau whatever, alte activități, să ții de acel lucru ca de ochii din cap, pentru că e cea mare activă a tău. Pentru că acolo te vei simți bine și vei trăi bine în acel loc care respectă valorile. Așa că felicitări. Place cum gândiți așa și cum așezați lucrurile. Mersi. Poveste foarte frumoasă. Eu am interacționat cu voi prima oară acum câțiva ani când vedeam bannere cu Piatra Online prin oraș. Ziceam, păi, dar cine Piatra Online? Știi? Și vedeam pe Sergiu. Apărea Sergiu atunci. Este singurul moment în istoria noastră când a acceptat să apară. Singurul. Da? Și acele poze sunt singurele pe care le folosește. Nimic altceva. Acum, mie, că dacă vă pe Sergiu, văd așa mai îmbătrânit, cărunt. Nu contează, pozele sunt aceleași. Da. S-a așezat piața pe voi, adică pe cum sunteți voi și pe compania pe care ați creat. Noi am pornit în plină criză real. Atunci când am început să activăm cu adevărat Piatra Online, era fix când căzuseră toate. Deci nu pot să spun că am avut parte de un start foarte roz și pentru noi a fost partea din normalitate să fie un struggle permanent, să tot trebuiască să obținem lucruri. Și ăștia 2 ani și jumătate ne-au readus în povestea aia. Pentru că odată ce a început pandemia, primul stres a fost ok, un domeniu atât de nișat, ancorat cumva în offline încă, oricât de mult îl ducem noi în digital, el este încă, construcțiile sunt în offline în România astăzi. Cum vom reuși? Ce vom face? Primele câteva luni, normal că au fost cu semnătura stresului
cum ne ținem noi clienții fiind la distanță. Pe mine nu m-a stresat zona aia de digitalizare pentru că eram super mega digitalizat și atunci pentru noi a fost o normalitate să putem să lucrăm la distanță. Stresul meu era cum ne ținem clienții, cum menținem cifra în situația în care showroom-ul nostru este închis, clienții nu mai pot interacționa cu noi atât de direct. După ce au trecut cele 3 luni de lockdown mai grav, am descoperit că putem să facem aceleași lucruri și fiind la butoane doar. Cu mai mult efort, cu foarte mult stres pe capul nostru, dar am reușit să-l facem. Problemele, în cazul nostru, cel puțin cu adevărat, au venit abia când a venit la un an distanță, aproape un an distanță, în noiembrie. Pandemia a început în martie, în noiembrie a fost prima lună în care s-au anunțat probleme logistice la nivel internațional. Am zis, ok, e o problemă de o lună, două, trei, trece, depășim momentul, e peste iarnă, nu ne afectează. Da. Iată-ne 2 ani mai târziu. S-a adâncit, uite că în noiembrie facem 2 ani, problema a devenit una așa scalată la nivel mondial și nu doar pe sectorul nostru, ci oricine vinde ceva, un produs și nu doar un serviciu. Au fost 2 ani în care cumva ne-a testat foarte mult și ne testează încă, pentru că nu mai există acea trasabilitate și acea liniște pentru ziua de mâine că ai niște lucruri asigurate. Noi în primul an de probleme logistice a trebuit să renunțăm la câțiva furnizori mari pe toată zona Asiei și am șters de pe hârtie din start așa vreo 2 milioane, 3 milioane de dolari din cifră doar cu ei și fără să fie cineva vinovat, dar cu o frustrare foarte mare, odată pentru că dădeam drumul unor furnizori cu care aveam o relație foarte apropiată, știam că îi lăsăm fără pâine a doua zi, dar în același timp nici noi nu mai aveam vreo soluție, știai că pierzi și cifră și că trebuie să găsești soluții să o recuperezi. Și atunci a fost așa, un an de nebunie maximă. Nu am mai ținut cont neapărat de trenduri sau orice altceva sau de pandemie. Pentru noi era doar o reinventare zilnică să găsim alte destinații, alți furnizori, alte zone, alte lucruri care încă să funcționeze. Anul ăsta să zicem că ne-am așezat un pic, dacă poți să numești așezare, drept că și acum lucrurile sunt în aceeași ceață și impredictibilitate. Și cumva cred că sectorul nostru e unul din sectoarele care, dacă mâine am de tăiat ceva, voi tăia din zona asta. Nu suntem necesari cumva. După ce este offline, mai sunteți și nișă în acel offline. Da, pentru că tu poți să spui așa, dacă ne ducem de la rădăcină, zicem ok, vroiam o casă, e criză. Intrăm în criză, vroiam o casă, păi nu mai mi-au casă sau stau unde stăteam sau stau cu părinții sau nu mai mi-au casă și mi-au un apartament de 2 camere. E, deja pe drumul ăsta se pierd niște bani la niște oameni care sunt implicați în sectorul nostru. După care zici, ok, hai că mi-am luat casă, apartament, nu contează. Păi vroiam să-l fac cu termopane de calitate, cu o piatră și cu nu știu ce piscină afară. Păi nu o să mai pun termopan de calitate, mă duc și-mi iau un termopan ieftin, nu mai pun piatră, dau cu o lavabilă pe perete și nu mai îmi fac piscină că stăm și așa pe gazon. Deci în lanțul ăsta pierde mulți și suntem un sector care, din păcate, da, noi nu suntem necesari vieții, noi nu suntem vitali. Deci dacă cineva vrea să taie, la noi vine și taie, în primul rând. E o muncă destul de mare să rămânem noi în picioare ca și sector de construcții și imobiliare când lucrurile se duc, cad așa ca și un domino. Să te poziționezi către zona upper medium high-end, probabil, să creezi o viziune inspirațională pentru oamenii care să vrea să adere chiar și în astfel de moment. Da, să găsești acele... Poate și proiectul cu arhitecții pe care l-a spus. Nișe, cât să poți să spui că picură de peste tot. Știu, asta am învățat din stress management și din cum administrăm o criză. Trebuie să ai mai multe robinete care să curgă. Dacă te bazezi pe unul, două, chestia cu coșurile. Știi, am doar într-un coș sau în 2 coșuri și asta se pliază pe orice domeniu. Ok, un coș se duce, mai rămâne unul și risc să fie gravă situația. Dacă eu am, în schimb, 5, 7, 10 coșuri, atunci șansele să am în fiecare măcar un măr și să pot cu merele alea adunate din fiecare coș să trăiesc mai mult, cresc.
Și atunci care au fost coșurile în plus? Cumva pentru, ca și obiective pentru mine anul ăsta au fost să aduc mai multe coșuri în poveste și să încerc cumva să fac un cerc din ceea ce se întâmplă deja la noi și să zic ok, nu mă duc acum brusc să vând pahare, că nu, it's not my job, nu știu business-ul, nu mă bag acolo. Chiar dacă el e un alt coș și zici fac bani din pahare, că o să aibă oamenii nevoie, le sparg, au nevoie de altele. Am încercat să rămânem în povestea asta cu finisajele, materialele de construcții și să gândim doar ce poate completa gama. Ce mai pot să fac pe lângă ceea ce știu eu deja să fac, unde am expertiză și unde pot să mă duc să-mi pun semnătura, cât să nu spun prostii. Păi aș mai avea niște linii de accesorii, aș mai avea o gamă de tapet, că întotdeauna într-un spațiu pot să am piatră, dar pot să am și un perete complementar cu tapet. Pot să am o grămadă de alte lucruri și atunci lup să-ți aduci acei furnizori în casă și să-ți listezi o paletă mult mai mare de lucruri. Te duci și îți cauți alte sectoare de clienți. Care sunt clienții mei? Păi sunt A, B, C. Păi mai pot să mai iau ceva? Pot să mai iau și un D? Păi aș putea. Păi cum? Ne ducem în sectorul B2B. Exact, corporate. Ne adresăm unui segment foarte bine pus la punct, care știe ce are de făcut, cu care am lucrat până acum, dar n-a fost în targetul meu. Și aici mă refer la designer și arhitecți. Am lucrat cu ei întotdeauna, dar nu i-am avut niciodată ca și direcție de business. Anul ăsta am spus, ok, hai să luăm această direcție de business și să o transformăm în daily activity. Haideți să vedem ce putem să facem, cum putem să facem lucrurile astfel încât să se întâmple. Cum le spun și lor, de fiecare dată când ne întâlnim la evenimente, cu siguranță când se va întâmpla ceva mai grav, împreună vom reuși să facem ceva, oricât de mic, decât dacă fiecare va fi în colțul lui și o să zicem supraviețuim cum putem. Nu e opțiune. La război când mergem, ăștia când pleacă la război, nu pleacă, zic a, luați-o fiecare pe unde vreți și ne întâlnim dacă e la final și facem concluziile. Facem pleacă poză. Împreună. Își pun exteriorul cu armuri, cât să fie protejați. Sunt într-o bulă toți. E, asta trebuie să preluăm noi din povestea cu războiul și să înțelegem că în orice domeniu ar trebui să fim toți în această bulă și cu armurile pe exterior și să spunem, ok, ce putem să facem împreună? Păi cu tine pot să fac bucățica asta, cu ei pot să fac asta, cu X pot să fac asta. Bun, hai să ne adunăm toți, hai să facem toți, hai să știm să ne recomandăm între noi, hai să știm să spunem, mă, ai nevoie de ăla și eu să spun, ai nevoie de ăsta și să lucrăm împreună. Și cumva cred că asta a fost lecția mea cea mai mare pe anul ăsta. Mi-am dat seama că doar într-un sistem din ăsta de împreună vom reuși să depășim perioadele astea care cumva în ultimii 2 ani și jumătate sunt din ce în ce mai înceață și neclare. Nu s-a aliniat nimic în 2 ani și jumătate, nimic nu s-a rezolvat, doar s-au agravat, doar mai apare o problemă, mai apare încă un virus, mai apare Ucraina, mai apare nu știu ce chestie, apare gazul. Da. Nu mai spun situațiile care cumva sunt pe toate continentele și peste tot ceva arde sau ceva fierbe. E, și atunci ce ne rămâne să facem? Să zicem, ok, ne pregătim să murim toți sau nu mai facem? Nu! Hai să vedem ce putem să facem cât să rezistăm, să ne adaptăm, să se întâmple lucruri. Mai puține, dar să se întâmple, să fim poate mai buni și să-i facem pe oameni să înțeleagă că și sectorul nostru este unul util. Vine o criză, tu stai în casă, ai urâtă. Nu mai ai bani să-ți cumperi, poate, știi? E, da, poate dacă stai cu părinții în casă și e și casa veche și intri într-o chestie de depresie, că o să zici, auleu, nu mai pot să-mi iau casă, e nasol, stau tot cu părinții, socrii, frații, orice. E, da. Hai să-ți arăt că poți cu bani foarte puțin eventual sau, dacă luăm cumva domeniul în ansamblu, să zici că faci un schimb și ai un apartament de 4 camere și vă împărțiți pe 2 apartamente de 2 camere. Sau rămâneți acolo și vin eu și cu încă X firme și îți oferim soluții eficiente ca și cost, ca tu să renovezi și să adaptezi acel spațiu nevoilor actuale și anume să locuiască 2 familii în el sau 3 sau câte sunt acolo. Interesant, că dacă faci o nouă casă din vechea casă. Da, da. Că se pot găsi soluții dacă noi vom ști să fim foarte atenți la piață, cât să transmitem aceste soluții în piață.
pe Netflix e o emisiune de asta de makeover, foarte, foarte tare. Iau niște case și le refac în 24, în 10 ore, scuze. În 10 ore? Da. Deci este o nebunie. Sunt implicați 250 de oameni în ziua aia. La finalul zilei primește o casă. Sunt case tipic americane, din carton. Da, când sunt am văzut, case. Dar nu știam că 10 ore. 10 ore. 10 ore. Este, da. Ăsta e obiectivul emisiunii. 10 ore să se întâmple tot. Și ce am învățat eu din emisiunea asta este că este exact despre ce se întâmplă astăzi în piață. Când ne dorim cumva să fim mai atenți cu banii, nu mai vrem să cheltuim la fel de mult, că văd deja din piață, știi, apropo de nu mai vrem să cheltuim, uită-te pe site-ul Tesla și o să vezi că încep să apară stocuri de mașini. De are ce? Tesla cu stocuri? Da, e de săptămâna trecută. Eu sunt pe grupul Tesla din România și de acolo am aflat inițial, am intrat pe site, am verificat, așa este și o să eu pot să las cumva înscris că în următoarele 2-3 luni acele stocuri vor fi constante și din ce în ce mai mari, pentru că toată lumea a sărit, toată lumea a plătit un avans foarte mic anul trecut, în primăvară, pentru o mașină Tesla. A venit toamna și toată vara s-a stat cu frica ce o să fie în toamnă. A venit Gazpromul și anunță vă închid gazele pe perioadă nedefinită și atunci oamenii o să fie foarte precauți cu banii din acest moment. Și ce s-a întâmplat? Au venit acele mașini, acei 20 de oameni săptămâna trecută doar, au zis pas, pierd avansul ăla de 500 de lei, dar nu merg mai departe, mi-e frică în momentul ăsta să merg. Ei, eu cred că asta se va tot întâmpla așa într-o avalanșă și o să, nu doar pe sectorul mașină sau orice altceva, se va întâmpla pe multe sectoare. Și atunci emisiunea asta pentru mine a fost foarte edificatoare așa și lecție. Că am zis, oamenii în 10 ore fac un setup impecabil. Impecabil, e cu fit-out, e cu tot ce trebuie, cu vaza, cu florile, cu tot. Apropo că ne lipsește echipa de fit-out în România, în imobiliare și îmi stă chestia asta pe creier. E, livrează casa seara, impecabilă. Dar este o casă făcută foarte ieftin. Oamenii se duc și dau lavabilă, da, culori frumoase, puternice, mobilă tip IKEA de la business-uri low cost, dar care să arate bine. A mai pus un covor, a pus o vază, a pus pietricică undeva acolo în living într-o perete mic de 2 metri pătrați ca să dea prestanță, a dat o vopsea pe exterior, a pus 3 plante, un ghiveci și îți scoate o casă impecabilă. E, asta a fost lecția mea. Ok, înseamnă că se poate și cu bani puțini să facem lucruri. Deci putem și în criză să avem fiecare un job și un business de făcut. Trebuie doar să avem noi deschiderea să înțelegem asta și consumatorii să înțeleagă și ei că nu blochezi. Cea mai mare greșeală e să blochezi și să spui din momentul ăsta nu mai scot niciun leu din buzunar. Tu nu scoți, vecinul tău nu scoate, eu nu scot. Ce se întâmplă? Nu mai încasează nimeni. Inclusiv tu ca antreprenor sau business-ul în care tu lucrezi, ești angajat. Și o să vină ziua în care o să spunem, păi toți ținem banii în buzunar, nu mai avem nici să dăm salarii. Că toată lumea ține banul în buzunar, n-am încasat, a venit ziua de salariu, la revedere. Deci cea mai mare greșeală să începem să spunem, ne blocăm, gata, nimeni nu se atinge de portofel. Nu, hai să fim poate mai chipzuiți, hai să le gândim de două ori și să vedem alternativa cea mai eficientă ca și cost. Dar nu oprim economia, sub nicio formă. Din momentul în care punem toți lacăt la buzunare, acolo chiar e punctul final și ăsta este cel mai greșit. Deci noi ca business-uri trebuie să avem soluții. Mă, nu vrei aia, dar pot să-ți dau asta. Iar consumatorii să fie cumva educați că să înțeleagă că întotdeauna se vor găsi alternative. Trebuie să rămâi optimist, trebuie să rămâi într-o zonă albă. Dar zi-mi un lucru. Pe proiecte se întâmplă treaba asta? De când cu pandemia și mai nou cu războiul din Ucraina? Adică acolo ne-ați avut pe zona B2B de direct arhitect sau direct developeri, da? Ați avut discuții, negocieri care au picat datorită condițiilor noi? Da. Da, sunt rezidențiale care au spus ok, ne-am depășit bugetele mult prea mult oricum, încă suntem într-o zonă de disconfort maxim și atunci tăiem și nu știu, mergem și luăm grădina de 7 lei. Întrebarea mea a fost ok, dar tu ai făcut o promisiune clientului care ți-a dat niște avansuri. Cum gestionează ei mai departe povestea asta? N-am reușit încă să înțeleg. Eu ca și consumator aș avea o problemă și aș avea ceva de comentat când tu îmi dai o randare în care îmi spui că nu știu, o să am travertin în băi și mă trezesc la final cu o gresie care mai este și destul de low cost, dar într-adevăr au fost. În același timp, surpriza interesantă a fost că au existat și dezvoltatori care și-au dat seama că trebuie să fac un upgrade tocmai ca să se poziționeze mai bine pe piață și atunci s-au reprofilat
de la o gresie, faianță sau orice altă soluție de placare aveau și au venit în sectorul ăsta și au zis, uite, eu am un buget de atâta pe metru pătrat, dă-mi o variantă și întotdeauna se găsește o soluție cât să poți să-i dai ceva. Poate, nu știu, pornim de la alb, dar ajungem la crem, dar îi încadrezi și bugetul și atunci îl mulțumește. Cumva cred că cea mai mare amprentă pe proiectele mari în ultimul an a fost termenul de livrare. Cea mai mare experiență negativă pentru toată lumea aici este. Vorbeam și cu foarte mulți dintre arhitecții și designerii cu care colaborăm și spuneau că sunt situații în care poți să aibă întârzieri de 2-3 luni pe materiale. Gândește-te, tu știi foarte bine ce înseamnă un șantier. Gândește-te când am o întârziere de 3 luni pe parchet și eu practic de la parchet nu mai pot să fac nimic până nu-mi vine parchetul. Exact. Sau ăla nu se poate muta până nu-i vine parchetul. Aici parchetul e o bucată care este pe final, dacă ai pe parcurs lucruri. Da, exact. Și asta e zona ok. Dar dacă tu ai pe sanitare sau pe orice altă chestie care este mai devreme în șantier, te-a blocat cu toate. Poate omul ăla stă cu chirie, poate omul ăla... Și sunt atâtea if-uri. Ai precontract, ai penalități, poate oamenii își luau un credit pe care l-aveau precontractat și nu mai poți să-l mai ai. Exact, exact. Un milion de lucruri. Ne-am confruntat cu toate. Zi-mi o problemă și zic dacă... Îți zic câte cazuri am avut. Da. Complicat. Într-adevăr, așa e un cuvânt care poți să definezi tot ce zic. Tot ce interesant. Interesant. Și totuși, mă gândesc în zona de proiecte. Voi aveți un produs care clar este peste medie, dar mă rog, majoritatea. Știu că aveți mai multe game de produse, dar mai toate se duc către zona asta de design. Sau să zicem peste medie de consumat. Nu vă uitați la locuri ieftine, să vă duceți pe locuri ieftine. Vă pe locuri care dau un plus de valoare și de confort celor care vor folosi acel bun. Fie ei clienți final care stau în casele lor sau apartamente, fie oameni care stau în birouri sau industrial și așa mai departe. Acolo se simte, să zicem, tăierea de buget sau oamenii pun mai mult accent pe design și vă susțin în Excel, lângă ăsta din Excel, unde sunteți voi băgați? Aici cumva e foarte mult în curtea arhitectului. El este cel care el negociază, dă nota. Și depinde foarte mult cum vede arhitectul toată povestea asta. În sectorul de birouri, de exemplu, eu mă așteptam anul ăsta să fie o revenire mai mare și să ia amploare proiectele de design de birou, pentru că a fost una din concluziile pandemiei și toată lumea a spus, aoleu, ne-am dat seama că spațiul de birou trebuie să fie mai special, că trebuie să ne întâmpine mai să bine. Să stai în comunitate acolo. Și s-a vorbit mult, real de făcut, s-a făcut foarte puțin. Eu știu doar câteva proiecte în piață care într-adevăr au apelat la la un birou de arhitectură și design și au făcut lucruri wow. În rest, mai mult doar am povestit despre asta, dar am rămas tot în zona în care același birou e ok, am mai pus trei flori și am mai pus niște separatoare ca să simtă lumea că nu mai ia nu știu ce virus. Și cumva sectorul ăsta de birouri nu s-a, n-a crescut, nu s-a întâmplat ce trebuia. A crescut rezidențialul pentru că sunt încă mulți și au fost extraordinar de mulți care au lucrat de acasă. Și brusc ne-am trezit într-un spațiu și eu militam asta până în pandemia asta, mă enervează ceva și nu mă asculta nimeni. Întotdeauna spuneam, mă, oameni buni, casa trebuie să fie exact și cocunul ăla, locul ăla în care te duci și este al tău și care te încarcă și în care te relaxezi și în care zici, wow, e atât de bine acasă. Și asta nu se va întâmpla dacă tu locuiești într-un spațiu care nu are semnătura ta, care nu este despre tine, despre culorile tale, despre tipul de mobilă care te descrie pe tine. Și tot lumea spune, nu stăm acasă mult, ce contează, nu e o casă și atât. E, a venit pandemia, ne-am trezit toți 24 din 24 acasă și am început să urcăm pe pereți, că avem pereți albi, că n-avem spațiu gândit pentru aia, că n-avem de aia, că stăm toți cap în cap, că nu e relaxant, că nu e nimic, nimic nu se întâmpla în acel spațiu, la foarte puțin se întâmpla doar la cei care înțeleseseră povestea dinainte și care erau într-un punct corect. Deci era practic o dorință, poate înainte așa un wishful thinking, poate da, noi, da, devin tot o
învățat nimeni că spațiul de acasă trebuie să fie acel spațiu care cu adevărat te primește și te ajută să te, să-ți încarci bateriile. Da, că real, cred că oamenii petreceau foarte puțin timp acasă. Da, și al puțin este important. Uite, de exemplu, brieful meu pentru primul apartament pe care ni l-am făcut noi, brieful către arhitect a fost unul foarte scurt, Small Luxury Hotels. Este o rețea și în acei ani foloseam foarte mult hotelurile înscrise în această rețea atunci când călătoream. Și pentru mine, când ajungeam la hotel, era punctul ăla de confort maxim. Și eu întotdeauna am spus că dacă când călătoresc, eu trebuie să stau mai bine decât stau acasă, că altfel nu-i văd logica. Și asta am primit. Apartamentul respectiv a fost exact semnătură Small Luxury Hotels of the World. Eu când intram acolo, mă simțeam ca în vacanță, simțeam că am intrat într-un apartament de hotel. Exact asta se transmitea și pentru mine asta însemna confortul și reîncărcarea, știi? Deci și nimeni nu înțelegea toată povestea asta. Când eu explicam și spuneam despre brief și că aveam masa de dining făcută într-un anumit mod, pentru că aia era semnătura mea, era o masă de dining foarte lungă ca să pot să primesc multă lume, dar eu nu gătesc foarte mult acasă, drept urmare era o masă îngustă, maică-mea când venea zicea, aoleu, nu țin caplatorurile, unde punem mâncarea? Principi, nu este despre mâncare masa asta. Masa asta e despre a sta, bea ceva, gusta ceva. Și era a mea, adică asta mă reprezenta pe mine. Ei, abia în pandemie oamenii au început să înțeleagă ceea ce eu spuneam de atâția ani și să spună că spațiul ăla trebuie să fie într-adevăr cumva ca să te simți bine. Trebuie să mănânci într-o bucătărie care să-ți placă, trebuie să stai într-o canapea, într-un living care să-ți placă, să te uiți la un perete care să transmită ceva, nu peretele alb pe care stă un televizor urât, fără nicio chestie. Și au început să facă small things, că atunci a apăruse conceptul de do it yourself în România, în sfârșit, ziceam, zic, Hornbach-ul, cred că acum este în culmea fericirii, în sfârșit românii sunt pe vibe-ul lor. Și au început tot felul de facelift-uri de case, de apartamente. Arhitecții au început să ia lucrări din astea micuțe de fă-mi și mie ceva, dă-mi un touch, ajută-mă să fie spațiu altfel. Am început să fim mai atenți la ce cumpărăm în imobiliare, să ne asigurăm că luăm ce... Eu nu sunt de acord, de exemplu, cu conceptul spații gata făcute. Eu înțeleg că e un business acolo, adică să vinzi la apartamentele, nimic, da, și să le dai cu totul făcut. De ce? Pentru că și eu și vecinul și sus și jos și în dreapta și în stânga avem același lucru și acel lucru nu are cum să ne reprezinte pe toți. Eu știu că e mai complicată povestea asta. Știi unde e problema, de fapt? Nici măcar nu e la clientul final, că toți clienții final, dacă îi întreb, vreți un apartament gata făcut sau vreți unul să-i faceți, vă zic că clar, da, vreau să fie ca mine, știi? Problema este la dezvoltare în sine, pentru că tu știi un proces foarte complex, în care nu mai zic acum de când cu lanțul logistice avem multiple probleme. Dacă mai pui pe lângă probleme deja existente și ideea de a face un produs care să fie customizabil pe fiecare o parte, exact ca la o mașină pe care îți pui extra opțiuni și mai departe, nu faci decât să lungești procesul de dezvoltare cu minim 6 luni. Am făcut cam chiar și cu 12. Da? Media este cam între 6 și 9. Și pentru un dezvoltator care are finanțare bancară, care are cost of capital, care are poate și presiunea, nu știu, să înceapă alte proiecte sau vrea să diversifice în portofoliu, nu prea se pupă bine. Și atunci ori mergi pe varianta, faci un proiect care să fie doar două variante să-ți alegi și that's it, da? Sau nici măcar una singură, am văzut proiecte care să fac exact una singură. Fie îl dai la alb. Albul merge și nu merge, depinde de piață. De exemplu, la Cluj se face numai la alb, poate că ești familiar cu asta. În București de-abia la început avem din portofoliul nostru, să zic, toate două, maxim trei proiecte care merg pe varianta de alb complet și mai departe fiecare client care cumpără poate fie să meargă cu furnizorul nostru pe care îl agream și vine și îi face cum vrea, exact ce spuneai tu, fie mai departe își face singur. Oricum ar fi, e separat de contractul direct cu dezvoltatorul, știi? Și acolo, dacă vrei, poate este un compromis pentru clienții care vor această libertate. Dar în rest, să știi că nu-i simplu să servești mii, zeci de mii de clienți. Nu e. Să-i asta faci fac pe fiecare zilnic, în parte cu persoane fizice. Știu ce să înseamnă. Să nu mai zic că atunci când le dai opțiuni foarte multe,
intervine de tot felul de discuții. Stai să mă hotărăsc, stai să vorbesc cu soția, stai că-s plecat în vacanță, stai. Și pe lângă alea 6-9 ori pe care aveam noi să mai întârzi un pic. Deci e complicat. Plus lanțul logistic și mai departe. Nu mai zic. Bine, da. Eu sunt omul soluțiilor. Și există într-una și soluția de mijloc la cele două variante de care ai zis tu, în care să spui, ok, uite, eu am lucrat istoric vorbind bine cu X pe parchet, cu Y pe bucătării, cu Q pe sanitare și cu nu știu care pe piatră sau gresie sau orice alegi tu să ai în acel proiect. Și că sunt niște main products pe care le avem acolo, sau că tu nu te apuci să-i pui draperii, tu te apuci să-i pui doar elementele principale, știi? Și atunci îți zici, uite, îi am pe ăștia, ăștia sunt portofoliu, le plafonez la un buget, îi spun, ai voie parchet la 100 de lei metru pătrat, ai voie piatră la 100 și așa mai departe. Uite, te-ai dus aici, fiecare are show, sediu, ce vrei tu, du-te, ai voie să-ți alegi doar chestii de stoc. Corect. Ți-ai ales? Dar i-au întocmit factura, mi-au trimis-o, am încheiat discuția. De acord, dar când ai 10 unități, e ok, sau 20 unități, sau 50 unități și în mod așa. Dacă când ai un proiect de 250, 500, 1000... Bine, alea acolo de obicei sunt mass market, oricum, la cele de 500 și restul. Nu sunt mass market, sunt, da, să zicem, poate 500 plus sunt mass market, dar sunt proiecte și de 500 de unități, sau până în 500 de unități, care sunt pentru zona upper medium. Chiar și high-end ai putea să spui, dacă te uiți, exemplu, la un One Cotrocen Park al celor de la One. Nu poți spui că e nici medium market, poate nici high-end. E undeva in between, da, știi? Da, e un medium plus. Și sunt 800 de unități. Da. E altă poveste acolo. Da. Noi am avut nu poți să le cer să facă asta, pentru că le-ar complica enorm de mult cu proiectul. Deci bine, nu e la clientul final alb, problemă. Aproape la alb. Deci acolo oricum discuția este asta alta. E soluția, okay, da. Vând la alb și da. Îți faci tu ce vrei. Noi am avut, cred că, 3 proiecte, din ce știu eu acum foarte sigure, în perioada asta de pandemie, în care clienții au fost direcționați către noi, cu câteva sincope în primul an, pentru că era anul în care pica lanțul logistic și încă nu știai ce să-i faci, de unde să-l apuci, și acolo a fost momentul în care am zis, ok, acest produs, chiar dacă l-am stabilit împreună, o să vă rog clienților să nu mai dați, îl scoatem, alegem alte chestii, pentru că mi-era foarte frică de termene și am avut dreptate, că am avut și 8 luni la livrare din India, de exemplu, sau un an din Brazilia. Altfel, nu pot să spun că n-a funcționat sistemul, pentru că am încercat întotdeauna să ne jucăm foarte mult cu stocuri și să merg în direcția stocuri, că n-ai cum, decât dacă ești tu pus pe rele ca și client. Altfel, gama e suficient de mare pe stoc cât să zici, măi, n-am găsit. Și ok, n-ai găsit, îi pui o clauză. N-ai găsit, atunci ți-ai luat la alb, la revedere, du-te, fă ce vrei tu. Adică întotdeauna există soluție, dar cred că arhitecții și designerii noștri ar fi mult mai fericiți în România dacă cumva n-ar mai fi acele spații standard la toată lumea. Cam dinamiza un pic, da. Dacă am intrat în povestea asta în care să vrem totuși să facem semnătura ta a beneficiarului mai mult. Eu m-am tot luptat de ceva ani și lupt foarte mult să aduc clienții într-un punct în care să lucreze cu arhitect și designer. Pentru că viața tuturor este mult mai ușoară dacă se întâmplă asta. Și a ta și a mea și a oricui din sectorul ăsta. Pentru că un beneficiar care este de capul lui lucrează cu Pinterest-ul, cu soția, mama, tata, bunicii, toți cei care mai sunt implicați în proces și exact cum spuneai tu, sunt indecis. Mai vin și mâine, mai vin și poi mâine, stai, lasă-mă să mă mai gândesc, aleg ceva, mă răzgândesc. Este o întreagă nebunie. Da. Și riști la final nici măcar să nu fie mulțumit, pentru că este atât de ezitant și face atâtea schimbări, încât s-ar putea la final să se trăiască cu ceva care nici nu-i trecea prin cap, dar l-a luat valul. E, când se lucrează cu un specialist, proiectul de final este altul și satisfacția clientului este alta. El pleacă mulțumit din relația aia cu tine, cu mine, cu oricare, pentru că a primit ceea ce și-a dorit, că cineva l-a ajutat să facă asta. Pinterestul e bun de inspirație, dar nu este bun să pui pe picioare un proiect. Nu funcționează așa. E, și n-ai cum să faci asta dacă ei deja se trezesc cu spații făcute. Am un singur client care a venit și a spus, știți că am luat apartamentul, este complet făcut cu tot, demolăm tot și o luăm de la zero. Și am spus, sincer, nu aș face-o, că totuși e risipă mare de produse.
Dacă mă întrebați pe mine, mi-aș lua mai degrabă designerul și aș vedea cum pot să adaptez, da, să mai pun un final din mobilă, touch, din să mai din ultimele lucruri, poate, da, să schimb niște lucruri mărunte, dar nici să demolăm ceva ce a fost proaspăt făcut. Era și, ghinionul era că era și cu piatră săracul apartament și e risipă de niște resurse care astăzi nu o să... Astăzi le-am consumat, mâine nu le mai avem. Deci nu o faceți, încercați să găsiți o altă poveste. Și nu că nu mă reprezintă. Eu vreau total altceva. Păi de ce l-ați cumpărat atunci? Vindeți-l și luați-vă alt. Da, da. Ai zis de a-ți pune semnătura pe locuire, pe locul în care trăiești. Și uite, asta ar fi chiar o temă faină, să mergem așa către final, să ajutăm și pe cei care cumpără pentru ei înșiși, da? Deci până acum am vorbit foarte mult despre piață, despre dezvoltatori, despre arhitecți, despre poate de big market, da? De zona mai degrabă de business. Hai să vedem și pe clienți. În primul rând, aș vrea să văd de la tine, eu intuiesc răspunsul, că sunt un militant pentru lucruri naturale și pentru natură. De ce este important să alegem și acasă, în casă, materiale naturale, cum aveți voi, de exemplu, piatră? Cu siguranță răspunsul meu nu e unul subiectiv, logic. În același e timp, foarte bun. Eu sunt și consumatoare pe plan personal și în toate spațiile pe care mi le-am făcut până astăzi, toate sunt cu piatră. Și am vrut să experimentez toată povestea. Pe lângă pasiunea pe care o am pentru produs în sine, am zis ok, hai să vedem și cum decurge toată povestea din perspectiva unui client. Ce pot să spun este că n-am ajuns niciodată într-o zonă de plictiseală. Intru în băile alea și de fiecare dată zic, aoleu, frumos. Aveam povestea asta din casa părinților mei, care era cu cresie faianță, că era în anii de gloria ai piperei. Și atunci nu exista altceva, toată lumea punea cresie faianță și știam, și eu mi-am ales-o. Deci am fost eu, am ales tot ce era prin casă, deci a fost opțiunea mea acolo și totuși mă dispera. Și când o vedeam, mă obosea, mă plictisea, mă scotea din orice vibe. Și am vrut să văd cum este să nu mai ai cresie faianță și să ai doar piatră naturală. Am avut casele tapetate cu piatră, adică la mine cantitățile au fost mari, dar fi toți clienții așa, aș fi foarte departe. Am avut tot, absolut tot făcut cu piatră. Și atunci, cumva, experiența mea a fost una de noutate zilnică, de sentimentul ăla să pui mâna permanent, chiar dacă știi. Nu mai spun de... zona de confort pe care o ai când ai pardoseala și încălzită. Acolo deja este chiar atunci... Deci, practic, în loc de parchet, gresica, dar chiar și în loc de parchet pui piatră. Da, nu, am avut mix, că totuși am zis, am avut o poveste, îți spuneam, de small luxury hotels în primul apartament și atunci a fost un mix foarte mare, am pus și parchet și mi-a plăcut la nebunie și parchetul. Problema cu parchetul, că dacă mai vine cineva, ți-l lovește, ți-l ciobește sau orice altceva, e o problemă după aia în întreținerea lui. Da, și mai ții și cu încălzirea în pardoseală. Dar pentru că frumos, nu transmite la fel de bine. Dar transmiterea nu e aceeași și senzația pe picioare nu este aceeași, e foarte plăcută la piatră. Am fost și un consumator care m-am ambiționat să nu am grijă de ea, că toată lumea spunea, a, păi nu, că știi că piatra se întreține greu și zis, ok. Chiar dacă noi suntem super buni, zic eu, pe zona asta de întreținere. Deci nu folosesc. Las să văd ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Bine, nu sunt un consumator nesimțit, nu m-am dus să dau cu haracet sau... N-am făcut nimic grav. Consum normal de spațiu. O baie folosită, o bucătărie folosită, chiuvetă din piatră în bucătărie. Și toată zona asta de daily use am avut-o. Și nu, okay. Nu stăm după ele să le bibilim, să facem, să dregem, să... Nu, ok, hai să vedem ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat nimic. Au fost mai mult decât naturale și frumoase. De ce? Pentru că segmentul ăsta de întreținere, el vine și îți spune, măi, e un produs natural, el a fost acolo în carieră de niște sute de mii de ani, deci nu se va întâmpla ceva în casa ta cu el. Eu vin să-ți dau doar niște soluții cât să ți-l las să arate la fel, să nu îmbătrânească. Știi că se spune despre orice produs natural că el îmbătrânește, normal. Lemnul îmbătrânește, piatra îmbătrânește, coloseumul e tot acolo, el n-a dispărut, e din piatră. Dar normal că a îmbătrânit
toată piatra aia, s-a mai tocit, s-a dus, s-a făcut. Deci atunci de-aia vine sectorul ăsta de întreținere. Nu vine pentru că dispare sau pentru că, aoleo, de mâine nu știu ce se va întâmpla pe blatul tău de bucătărie. Și atunci experiența mea, inclusiv pe zona asta, a fost una foarte plăcută. Și repet, sunt deja 3 locații în care urmăresc cum se întâmplă povestea cu piatra naturală și ce se transmite și cum se comportă. Și n-am avut nimic de obiectat până astăzi ca și consumator. Uh-huh. Și atunci, normal că n-aș putea să spun și uite, ai mei și-au schimbat casa în pandemie și au cumpărat o casă gata făcută. Își doreau foarte mult o casă doar parter, chestie care găsești foarte greu în România. Au căutat 2 ani de zile până au găsit casă parter. E, au făcut o concesie pentru că era gata făcută, locuită. Drept urmare, au luat-o cu tot ce era integral. Și normal că m-am trezit cu niște băi de gresie și faianță în ea. E un chin pentru mine. Eu, zis, omul mamă, din spate, cum ai ceva? Când mă duc acolo, pentru mine este un chin de fiecare dată să văd baia și bucătăria care este cu gresie și faianță, mă obosește, mă scoate din orice vibe pozitiv. Și te-a fi să o dai jos, să pui alta în loc, să ba, pui piatra. Aștept, le-am zis că o să vină ziua în care o să plece într-un concediu și eu intru și au zis că na, pe moment nu au vrut să intre în zona de renovări, casa într-adevăr arată impecabil, că e tot un treținut, zici că e nou. Gresia e de asta normală sau măcar o gresie porțeanată? Ceva așa mai... Gresie porțelanată, dar nu contează. Nu contează, tot gresie. Tot gresie rămâne. Vai de și mine. Are un pattern de piatră pe știi ea. Că te roșești și... când timp aia acolo. Da, da, da. Și intru și îți spun, uite cum e xeroxată, uite cum se vede, simți, nu-ți transmite nimic, e rece baia aia. Nu intră în sectorul ăsta de cald. Băile cu piatră sunt foarte calde, sunt foarte plăcute. Noi am vândut... Deci pentru noi așa, să zicem, mai neofiți. Eu recunosc că n-am piatră naturală la casă, deși am mutat recent la o casă și mi-am pus gresie, nu una normală, una mai așa, dar chiar să știi că mimează un pic piatra, deci aș putea spune că da, s-apropie. Păi ăsta e targetul mare al gresiei și faianței, da, să știi, să exact. Imite piatra. Da. Da, cum ai putea să-i faci pe, uite, neofiți ca mine, să alegem la următoarea casă, să spunem piatra? Care ar fi plusuri, minusuri? De ce ar trebui să facem treaba asta? Asta e o întrebare foarte bună. Că de feeling, chiar... în primul rând. Părți. Vibe-ul pe care ți-l dă un produs natural este exact ca... De ce te plimbi prin pădure? Corect. De ce faci baie într-un lac? De ce mergi la mare? De ce nu stăm toți doar în piscină? Că e tot apă. Nu e aceeași chestie. Stăm în piscină, bine mersi. Toți ne dorim să mergem la mare. Te duci la mare și zici, aoleu, ce bine e. Și pe aia acasă și pe aia pe cear la mare. Da, exact. Că dacă le avea acasă, ai sta mai mult acasă, te simți mai bine și ai avea mai multă energie. Okay, produsele naturale transmit altceva, statul în natură transmite altceva. E, atunci când folosești produs natural, indiferent că vorbim de lemn, de piatră, de orice altceva, tu ți aduci natură. Atunci când îți pui plante în casă sau curtea e verde, tu ți aduci o bucată din energia aia din natură, o aduci la tine, în spațiul tău. Și energia aia zilnic, ea e vie, te hrănește, este acolo și poți să te încarci din ea. Când dintr-un produs, dintr-un plastic, din orice altceva care este rezultatul unui proces de producție, el nu transmite nimic, el e mort. Ăla e doar acolo, săracu, știi? Calculatorul ăsta nu-ți transmite nimic, el e ce mai tare. Sunt înnebunită după Apple, toată viața mi-am folosit doar Apple. Dar el este un produs care nu transmite ceva, în afara alinierii din piatra naturală. O chestie asta de design, de ce vrei, nu-ți transmite nimic. Pe când dacă, uite, eu aș fi stat acum cu mâinile pe o bucată de lemn natural sau pe o bucată de piatră, îți garantez că este altceva, încărcarea este mult mai mare, știi? Logonica mea este designer. Mă rog, nu vă zic eu un designer cu experiență, dar a intrat în lumea asta relativ recent și o să-i transmit mesajul tău, să știi. Că baby, te trebuia să fii piatra acasă. Nu crezi. Dar și niciodată prea târziu să buget. Știi. Zim dacă ca buget sunt pe aproape așa. Da. Să știi că de cele mai multe ori, dacă te duci spre o gresie porțelanată de calitate, ne sare mult la buget pe noi. Mult. Da. Da, e doar o preconcepție, iarăși, că produsele naturale sunt mai scumpe. Nu este chiar așa, iar, repet, am clienți care ne-au venit cu gresia în mână și care mimita piatră normal și zice, ce aveți? Și arăți și zice, păi nu că e mai scumpă, nu că asta e naturală, asta e... Păi nu, că ia, uitați-vă, asta e 120 și aveți 200 în mână. Aoleu, cum?
Pentru că sectorul ăsta e un sector deja high-end luxury, uh-huh, și când vrea să-ți vândă un produs de calitate, ți-l va duce foarte sus ca să se poziționeze bine. Pe când în sectorul ăsta al pietrei în România, pentru că nu suntem încă văzuți ca și ceva atât de primordial, nu ne putem permite să ne ducem în zona aia de prețuri și trebuie să rămâi foarte cu minte întotdeauna cu, uh-huh, prețul. Același produse în Italia o să fie același preț, dar în euro. La noi costă 100 de lei, acolo e 100 de euro 100 și de este identic. 4x, de cele 5x. Mai multe ori, uh-huh, luăm din aceeași carieră, pleacă pe două tiruri diferite. Diferența e că Italia, când spui piatră, uh-huh, zice wow. În Italia, când cumperi o casă, chiar dacă are o marmură de aia de când era mamaie tânără, mătuită, urâtă, uh-huh, ăla o cumpără și zice, tu înțelegi, casa asta are piatră în ea? Tu știi ce valoare are? Și la noi, uh-huh, încă nu ducem așa mult. Păi poate că este o problemă și de poziționare. Poate, da, că în mintea oamenilor există doar gresie, faianță, parchet, clasice. A existat doar asta. S-a existat, se schimbă, asta, da, încet. Și oamenii nu văd altă variantă. Dacă spui că suntem aproape în același buget, atunci e nonsens să iei gresie, faianță. Prezența și jucătorii din gresie, faianță sunt mari și, uh-huh, mulți. Sectorul de piatră naturală este un sector mic. Și atunci nu e foarte grandios, nu comunică mult. Nu a investit mult, nimeni, da, în educare. Uh-huh. Suntem singurii jucători din sectorul ăsta care am investit în ultimii 13 ani constant din bugetul de marketing în educare. Uh-huh. De multe ori fără nimic pentru noi, adică fără măcar să spunem despre brand, doar să educăm. Da, pentru piață și mai departe. Dar vine și că trebuie normal, natural. Dacă eram 10 care făceam asta, creșteai piața mult mai rapid și că tot învățai oamenii, ajungeai, uh-huh, la mai mulți. Așa, fiind unul singur care face asta, ritmul este mai lent, mult mai lent. Iar știi cum îți dai seama de potențial? Noi avem clienți și în Europa și un client de România, de exemplu, dacă îți cumpără de 5.000 de lei, să zicem, ăsta e un client, uh-huh, mic, în Europa același client îți va lua de 5.000 de euro. Uh-huh. Și am avut clienți care ne-au abordat, avem o clientă, asta deja e faimoasă, săraca, ne-a abordat doar ca să-și facă gardul din Ungaria, și în momentul în care și-a dat seama de diferențele de cost, a tapetat casa interior-exterior cu piatră, după care ne-a sunat vecinul și a zis, aoleu, am văzut ce a făcut, am zis că are mulți bani, după ce am intrat la voi pe site, mi-am dat seama că n-a băgat chiar așa mulți bani, vreau și eu că îmi crește valoarea casei, păi a sunat și al treilea vecin din partea ailaltă și a făcut și ăla. Uite că mi-am dat seama că eu am travertin pe fața, dar să știm. Uite, deci am măcar ceva. Da. Bifăm ceva. Am înseamnă de asta nu este aportul nostru, e aportul celui care ne-a construit casa. Dar chiar îmi dau seama acum că are un aspect chiar fain tocmai din motivul ăsta. N-am pus neapărat preț pe lucrul ăsta, uite, chiar așa e. Și mi-mi place. Da, vezi? Mariana, trebuie să te primi mai des pe la noi ca să ne vorbim despre piața naturală. Îți vreau în încheiere să ne ajuți cu o predicție. Cum vezi piața de piatră naturală în următorii ani? E complicată povestea, că spuneam la început că nu știu ce va fi mâine. Mi se pare că suntem într-un punct în care predicțiile nu mai au valoare nici măcar pentru ziua de mâine și atunci, uh-huh, e așa sensibilă predicția. Totuși eu tind să cred că suntem încă, noi suntem ca și piață în România undeva pe la grădiniță. Am, uh-huh, ieșit de la creșă, ne-am dus la grădiniță. Mi-aș dori să cred că vom păstra ritmul ăsta și poate îl și facem mai alert și ne ducem și noi la o școală primară, un gimnaziu, după aia un liceu, o facultate, cât să ajungem în punctul în care să înțelegem ce înseamnă piatra și valoarea ei și, uh-huh, să știm să o comparăm corect. Eram în punctul ăla de creștere foarte frumoasă, fix înainte, uh-huh, de pandemie. Aveam senzația că încep toți să înflorească. Era un punct foarte bun. A venit pandemia, a mai stopat creșterea, dar nu s-a oprit, ceea ce e foarte bine. Uh-huh. Și cumva dorința mea și predicția ar fi să continuăm drumul ăsta și să ne educăm. Doar dacă o să avem o piață educată pe toate palierele, nu doar pe piatră naturală, să știm cum alegem casa, să știm de ce alegem un apartament, să nu alegem apartamentul cu stâlpul în față și alte detalii, uh-huh, de construcție proastă, să fim un client informat și să facem alegeri corecte. Cred că abia atunci piața o să înceapă să capete valoare și într-adevăr să construim sustenabil. Astăzi noi construim așa, pe cartoane mai mult. În momentul în care consumatorul să aleagă corect tot,
de ce mi-ai pus un tip de iluminat, cum ai făcut izolarea, ce material mi-ai plăcat la interior, tot, toate detaliile astea, abia atunci o să putem spune că suntem într-un punct în care piața ajunge la facultate și ne ducem și noi să ne batem cu unii mai mari și nu mai suntem aici doar pe learning și pe a face abecedarul. Sounds like a plan. Aș îndrăzni să te întreb și de o predicție pentru piața imobiliară. Pentru că suntem interdependenți, adică da. E clar că piața de construcții, dacă crește, cu siguranță crește și piața imobiliară. Da? Dacă scade, nu neapărat scade și piața imobiliară, dar sunt destul de mari șanse să fie și piața imobiliară în scădere. Da, cum o vezi? Știi care e punctul bun pentru România, spre deosebire de alte țări care sunt deja într-un punct de dezvoltare mult mai mare? Că noi, chiar dacă lucrurile încetinesc sau chiar dacă dăm cu capul de un perete în următoarea perioadă, noi încă suntem în evul mediu pe multe sectoare, exact cum e și povestea cu autostrăzi și restul. Adică noi avem de lucru așa de mult, încât nu mi-aș face neapărat griji. Dacă suntem băieți deștepți, aici e IFU. Sunt încă atâtea generații care locuiesc cu părinții, cu bunicii, în diverse alte povești de genul. Nevoia încă de locuințe în România și în special în orașele mari, în special, uite-te cum Bucureștiul s-a ajuns, mai avem un pic șargeu la Ploiești în curând, ne bunim cu Ploieștiul dacă mai se ține așa pasul. Și atunci, eu nu mi-aș face neapărat griji, există potențial foarte mult. Este exact cum spuneam și la început, doar să găsim între noi taberele, linia aia comună, cât să știm să ne adaptăm situații și să construim împreună. Ok, poate nu mai vinzi de mâine la, nu știu, la 3.000 de euro metru pătrat și vinzi la 2.000. Da, vinzi, există potențial. Poate nu mai vinzi pe magheru blocuri, te duci și faci blocuri, nu știu, la ieșirea din București sau faci case, că tot e nebunia asta, toată lumea vrea să se mute la casă, oriunde ar fi, cât de departe ar fi. Deci există potențial foarte mare. Pentru că încă noi avem de crescut foarte mult ca și țară, ca și populație. Ține doar, repet, să nu punem acel lacăt pe buzunare, toți. Poate nu o să mai cumpere 10 apartamente o singură persoană ca investiție. Dar tu tot ai consumatorul ăla care are nevoie de casă, nu ăla care investește, ăla care are nevoie. Trebuie să știi să-l găsești, să te marketezi bine în fața lui, cât el să înțeleagă potențialul și la ce se înhamă, dar există potențial. Deci eu n-aș spune că, aoleu, o să se ducă tot, gata, ne ducem acasă. Nu ne ducem acasă, nu se închide nimic, dar ține doar de noi, e decizia la noi. Soarta ne-o facem fiecare. Noi mergem pe autostradă, acele exituri sunt acele opțiuni. Vreau să ies pe aici și să intru înapoi pe acolo sau vreau să merg pe drumul principal. Atât contează. Nimeni, eu nu cred în asta cu soarta. Ne-a fost dat, ne-a lovit Dumnezeu. Nu ne-a lovit Dumnezeu, te-ai lovit singur. Și așa e și în business. Vrei, scoți capul și faci. Nu te duci în zona asta de lamentare și zici, aoleo, ne-a lovit, ne-a făcut, a venit peste noi. Nu a venit nimeni. O să te ajut eu cu o predicție acum, ca să-ți dea speranțe pentru mai departe. Într-adevăr, suntem așa de jos încât sunt puține, probabilistic vorbind, șanse ca să avem o parte de o criză generalizată în real estate. Momentul actual, 2022, nu este comparabil cu 2008, pentru că n-a fost suficient de mult timp din 2015 încoace, de când a fost practic minimul post-criză, să acumulăm odată datorie, da, pe asset-uri și doi, creștere de prețuri umflată de, mă rog, FOMO, de știu, dorința asta a tuturor să revină, să-și facă case, să închirieze și mai departe, știi? Efectiv, nu a fost timp de 7 ani, nu e timp suficient să poți să crești o piață, să devină nesustenabilă în sfera imobiliară, da? Și atunci așteaptă ca după perioada asta în care sunt prețurile așa stagnante, ba un pic de minus, ba un pic de plus, avem așa ceva luni încoace de când tot așa suntem pe la zero net, așteaptă să urmeze o perioadă de explozie, pentru că oamenii probabil își vor fi dat seama în final că nu e așa de grav pe cât pare. Probabil că Europa cam maximum 2 ieri va reveni energetic
și o să fim mai puternici decât înainte. Și atunci încrederea populației în economie și într-o viață mai bună va fi la cote foarte înalte. În momentul respectiv, când ai așa de mare încredere, ai încredere să spui piața naturală cu siguranță, travertin și așa mai departe. Și așadar, cu excepție, zicem, a unor 6 luni, așa, la următoarea perioadă de turbulențe, da? Care, mă rog, nu trebuie să considerăm că capătul lumii, că noi mergem înainte, găsim soții, cum am spus, tot timpul ne adaptăm. Probabil că vom începe ușor și o să ne întoarcem pe creștere, urmând să urmeze o creștere explozivă, pe care noi nu dorim neapărat în imobiliar. Adică eu sunt tot timpul militant pentru o piață sustenabilă care să crească pe condiții corecte și naturale. Da. Da? Nu să se umfle, pentru că știm că ce se umflă în mod dezordonat, se și desumflă tot într-un mod dezordonat. Și atunci preferăm o creștere sustenabilă. Dar, din păcate, natura umană nu este o componentă pe care să poți să o ordonezi. Natura umană, când trebuie să cumpere, se plânge că au crescut prețurile, că voi hoții din imobiliare ce ați făcut, iar când mâine are un propriu apartament și trebuie să-l revândă, spunea, pe cum? Piața e prea jos, ce facem? Și-l vând atât de ieftin, nu vezi că ceva îți vând așa. Deci așa de multă așa disonanță cognitivă în treaba asta, încât așa... Bipolari. Bipolari chiar, încât nu mai aștept să putem să schimbăm ceva în natura umană, așadar... Așa te la o creștere explozivă, pentru că se întâmplă de sute de ani în piețele capitaliste, iar noi suntem o piață capitalistă, în Uniunea Europeană, deci poate încă într-o unitate mai înaltă decât noi, care cumva vrea să ordoneze lucrurile, dar mai sunt așa, câte o Ungarie care mai merge hăis, câte o Polonia normal, merge ce aș vrea să întoarce și tot așa. Astfel de chestii, știi? Dar drumul e clar european, adică eu văd așa Uniunea Europeană cam cum era US pe la sfârșitul secolului XVIII. Deci de-abia se înființaseră și începeau să se extindă, știi? Noi încă nu avem conștiința asta europeană, dar într-o generație, două, trei, probabil că o să ne construim și în final vom fi o Europa unită, frumoasă, care o să creștem, probabil, mai echilibrat cu toți. Până atunci, draga Mariana, îți urez succes în Piatra Online. Este unul de cele mai frumoase proiecte și cele mai frumoase business-uri din construcție din România. Vă respect în ceea ce faceți, să știți că vă urmăresc, by the way, adică nu sunt companii așa multe care vreți să le urmărești, da? Voi faceți o poveste frumoasă acolo și felicitări. Salutări și lui Sergiu. Sergiu este ursul din spate. Da, așa s-a exprimat el, să fie clar înțeleasă. Cu ghilimea de rigoare, el a spus că este ursul din spate, nu apare în față. Sergiu este soțul Marianei și împreună conduc Piatra Online. Multă baftă. Da? Și ținem aproape, sunt convins că o să ne mai revedem, pentru că piața e relativ mică, deși e mare, e mică. E o piață foarte mică, real. E un oraș mic, e o țară mică. Exact. Pe Mariana o găsiți pe canalele pe care Piatra Online comunică, inclusiv pe site-ul lor, piatraonline.ro, dar și pe canalele social media, așa că noi stați să dați search. O să punem poate și în descriere datele. Până data viitoare, nu uitați, aici suntem într-un podcast pe teme de real estate, imobiliare, în care aducem o perspectivă informată. Da? Deci nu emoții aruncate în aer, așa, ci informată cu date factuale despre construcțiile noi, despre vânzarea acestora, despre domenii conexe, cum de exemplu sunt materia de construcție în spațiu piața naturală, și nu ezitați să dați share, like, subscribe, tot ce vreți voi, ca să ne ajutați tot pachetul, ca să ne ajutați să creștem. Intrați și Piatra Online și Piatra Online de canal de YouTube. Da. Și haideți să creștem cei frumoși împreună. Mariana, multă baftă și ținem aproape. Toate bune!